Diana și Dani s-au certat în această seară. Am văzut la Capricci că au fost ceva discuții în legătură cu ceva gesturi pe care Diana le-ar fi făcut în timpul task-ului legat de Antonio. N-am înțeles exact ce l-a deranjat atât de tare pe Dani. Cert e că toată seara cât au fost deschise ușile, i-au stat separat. Pe Diana am văzut-o plângând în dormitor, în patul ei, stătea și se uită la niște poze, pe urmă a ieșit afară, s-a dus la țigară, la fel, tot singură, plângea, după care s-a întors în bucătărie, unde a dat de Zein și de Vlad, a stat puțin de vorbă cu ei. Zein chiar a făcut o glumă, zicea ceva de genul că e blondă și frumoasă și vai, sper să nu am probleme mâine cu Dani când o să vadă materialul, ceva în genul acesta. După aceea, la un moment dat, a venit Roberto și s-a așezat lângă ea și tot așa a întrebat-o de ce e supărată și de ce stă acolo singură și ceva în genul că a venit să nu mai stea singură, iar Diana a răspuns că ea chiar vrea să fie singură. Iar apoi l-a întrebat și pe Roberto cum se simte vis-a-vis de ce s-a întâmplat în task în legătură cu el și i-a spus că chiar îi pare rău că am început acea discuție și că cumva au provocat și ei un pic de disconfort pentru Roberto, dar că nu credeau că se va ajunge atât de departe cu jignirile și cu insultele și că într-adevăr s-a exagerat și a fost pus într-o situație foarte proastă. Mi-am amintit de ce stau separați Dani și Diana, pentru că a fost sancționat Dani pentru acel bilețel pe care l-a trimis cu ocazia aniversării pe care i-a scris acolo un mesaj. Acum mi-am amintit că ziceau că în prima seară, când vor fi deschise ușile, ei vor trebui să stea separați. Așa este, mi-am amintit. Doar că totuși nu înțeleg de ce a plâns atât de mult Diana toată seara și era extrem de tristă și de supărată.